Bună ziua și bine ați venit la conferința de presă. Astăzi e un eveniment important pentru organizația județeană a Partidului Social Democrat. Avem invitați pe președintele partidului Marcel Ciolacu și pe domnul secretar general al partidului Paul Stănescu și președinte interim al organizației județene Călăraș. Cred că ar trebui să facem, ținând cont de condițiile actuale, o conferință să puneți întrebări fără să mai facem prezentări sau să intrăm în amănunt. Rugămintea, întrebări punctuale pentru cei prezenți. Haideți, bună ziua! Cred că în organizația Călăraș, cine a avut de plecat, a plecat, cine a avut de venit, a venit. Pe cine am avut noi să ajutăm să plece, a plecat. Sunt ferm convins că la Călăraș vom câștiga Consiliul Județean. Am văzut o echipă solidă, o echipă sudată și chiar dacă unii se dau drept mari câștigători în acest moment, pe 27 septembrie vor avea mari surprize. Vă ascult. Aveți informații că doamna senator ar fi vrut să plece la un alt partid? Nu cred. În familii cu soțul într-un partid, soția în alt partid, poate copilul în alt partid, sunt improvizații în politică și la un moment dat ele ajung la această finalitate. N-am crezut niciodată și nu am să cred nici de acum. Urez succes. Urât gestul, mai ales pentru o doamnă. Aveți informații, acum cam că și nu a pus subiectul ăsta, aveți informații că s-ar fi putea niște negocieri? Nu sunt, să știți că nu sunt șef nici la SRI, nici la SIE. Ok. Sunt doar președintele Camerei de Deputați. Nu, am vrut să, să ne spuneți dacă știați cumva de aceste negocieri purtate și cam de când se poartă el cu cei de la PNR. Deja cu 3 săptămâni înainte a plecat deodată și domnul rector Breaz de la Alba, un om pe care eu personal îl găseam foarte des la domnul Liviu Dragnea în birou și se milogea să-l pune ministru. Deodată și-a descoperit altă vocație. Lucrurile erau de o săptămână, două, fiindcă era evident că la un moment dat opoziția va depune o moțiune de cenzură. Veți relua, domnule președinte, moțiunea de cenzură sau alte proceduri în acest sens? După decizia CCR-ului, vom lua o hotărâre politică. A existat suficient unui plat PSD-PNL în privința moțiunii de cenzură. Adică nicio proceduri de liberare de interesul ca această moțiune să trească. Ce ați putea comenta, pe marginea acestui subiect? Deci de ce a trebuit să o depunem ca să vă demonstrăm dumneavoastră că facem un blat? Electoratul din PSD. Noi ne luptăm, noi ne batem cu dușmanul politic. Unde este blatul? Mai bine mă întâlneam cu domnul Orban și ne înțelegeam să depunem moțiuni. Era mai... PSD era obligat să depună moțiune, într-un fel sau altul. Opoziție, de obicei, ăsta e atributul opoziției. Exact. Depună. Eu vă spun, eu vă dau un singur... Au fost 226 prezenți, au lipsit 5. Un parlamentar, doamna Carmen Dan, era motivată medical. 4 parlamentari erau evident. Au fost cumpărați, convinși, cum vreți dumneavoastră să spuneți, adunați cu 7 și vedeți că vă dă cifra de 233, moțiunea trece. Bun, dar nu e un semn rău pentru dumneavoastră ca președinte și pentru PSD, în general, că nu sunteți în stare cel mai rău semn pentru România, că au rămas în continuare la guvernare. Dar noi ne-am făcut datoria și asta este. Culmea știți care este? Că moțiunea n-a trecut cu oamenii lui Dragnea. Nu-l culiții oamenii lui Dragnea. Aia de care 3 ani și jumătate ni s-a spus că sunt infractori, că iau banii oamenilor, că schimbă legile. Uitați-vă la neafiliați și la cei care au plecat și veți descoperi tocmai acele persoane. La cine faceți referire când spuneți că ați ajutat să plece? Mai devreme, cele 4 exclude luate în Consiliul Politic Național. Adică măcar trebuiau să aibă, să-și dea singur demisia și să plece.
trebuia să aștepte decizia după un asemenea gest. Ne puteți spune cum s-a întâmplat ca numărul 1, numărul 2 din PSD Călăraș să plece la PNL? Pentru că aici s-a dorit o altă construcție, transpartidică, indiferent cine e la PSD și cine este la PNL, alții, din alte părți, nu din județul dumneavoastră, să facă jocul. Un lucru evident și un lucru clar. Nu a ieșit acest lucru. Mi-amintesc că și atunci, hai, un sistem se face. Sau se încearcă mai multe ori. Unde se poate, reușește. Unde nu se poate, nu reușește. La Călăraș, n-a reușit. Cred că interesele cetățenilor din județul dumneavoastră au prioritate, nu aranjamentele politice care se încearcă ca campaniile să fie câștigate la masa veche dinainte. Acela este un lucru, să știți. Îmi pui un președinte pe care formă îl retragi, fiindcă a venit domnul Iliuță, așa mai departe, și s-au stricat jocurile. Puneți-vă puțin imaginația și veți vedea tot tablou că eu am dreptate. Plecând de la aceste evenimente, probabil într-un moment de liniște, n-ar trebui să puneți niște filtre mai sigure când numiți un președinte sau când îi dați posibilitatea să candideze? Că de fapt el este ales de, mă rog, de colegii lui din teritoriu, dar totuși niște filtre mai serioase. Am avut o întrebare, vă rog, de la domnul Ciuvică, la Antena 3, cam cu același sens. Mă bucur că îmi vin toate notele de plată mie din trecut. Le decontez eu în această legislatură. Din legislatura următoare, vă spun că nu vom mai avea nicio factură de decont. Domnule președinte, cum se va implica PSD pentru respectarea legislației privind creșterea pensiilor și a acelor alocații? Astăzi am avut un birou permanent reunit. Biroul permanent reunit are acest atribut de a face ordinea de zi, fiind vorba de rectificare, este pentru buget comun, pentru plen comun. Și am stabilit până pe data de 7 să fac amendamente la rectificare, până pe data de 10 se termină de dat rapoartele în comisiile de specialitate. Cu alte cuvinte, vom aduce modificările în Parlament și sperăm că actuala majoritate din Parlament, fiindcă există o majoritate în Parlament, după cum bine ați văzut, creionată în jurul PNL-ului, cu USR, UDMR și PMP, să vedem cine nu va vota amendamentele propuse de Partidul Social Democrat, aflat în minoritate în Parlament. Concret, românii vor beneficia în viitorul apropiat de acest lucru. Noi ne vom face datoria în Parlament și vom trimite, sper, și cu, repet, suntem minoritate. Dacă și celelalte formațiuni vor vota, vom trimite la rectificare toată legea cu amendament. Domnul Stănescu, va reține interimatul până după alegerile? Cred că domnul Stănescu e cel mai în măsură să vă răspundă la aceste întrebări. Dânsul îmi face mie programul ca și secretar general, nu eu dânsul. S-au obinuit nou președinte asta. Era cum plan întrebări. Și o ultimă întrebare de la mine. Dacă PSD Călăraș va scoate un scor bun la alegerile locale pentru alegerile parlamentare, vor exista candidați de la centru sau îi veți lăsa? Nu, la sfârșitul discuțiilor cu colegii mei, am spus că la Buzău și la Olt, de unde sunt eu și domnul Stănescu, listele de parlamentari se fac în funcție de performanța politică. Și înțeleg că organizarea de aici este la fel ca și la noi, pe colegiile respective. Și ne va avea performanță, va avea locuri de deputat și senat. Deci fără candidat la ce? Eu am fost președinte de organizație. Și vă dați seama că voi susține acest lucru și din funcția de președinte al Partidului Social Democrat la nivel național. Mulțumesc mult! Deci, repet, pentru toată lumea. Deci, după alegerile locale, la Călăraș am discutat cu domnul președinte Ciulacu și conducerea organizației PSD Călăraș, vor fi alegeri în organizație. Se va alege toate conducerea organizației Călăraș. Bun, vor fi dacă de jur de la bază, de la fiecare organizație teritorială și apoi de la județ? Bineînțeles. Ok. Ultima întrebare. Faptul că a fost numit președinte interimar al organizației județene PSD Călăraș, oare nu a fost, să spun așa, unul dintre motivele pentru care poate doamna senator
care poate își dorea funcția de președinte, a făcut pasul greșit? Nu, ca să fiu foarte sincer, foarte sincer, vreau mi-am dorit și îmi doresc foarte mult ca organizația Călăraș să câștige alegerea atât la Consiliul Județean, cât și la primăria municipiului Călăraș. Și eu mi-am dorit foarte mult lucrul ăsta. Bineînțeles, ajutat de domnul președinte Ciolacu, la fel de sincer spun lucrul ăsta, pentru că mi-am dorit și îmi doresc și am și convingerea că organizația Călăraș va câștiga atât Consiliul Județean, cât și primăria municipiului Călăraș. Dar fiind aceste tendenții a centrului în viața organizației județene, sunt suficient oameni lideri în PSD Călăraș să-și aleagă singuri un președinte interimar până la alegeri. Păi după fuga președintelui, mă închipuiesc. Fuga președintelui ales, da. Sigur că trebuie să iei decizii până la urmă. Așa am zis. Fuga președintelui ales. Trebuie să iei decizii la nivel național. Și decizia, bineînțeles, împreună, discutată cu toți colegii, a fost asta. Pentru că, încă o dată, repet, împreună cu domnul Ciolacu, ne dorim că am și spus colegilor de aici, pe 28, deci este prima zi când domnul președinte Ciolacu vine în campanie electorală să întâlnește cu activul de partid. Este prima vizită, să spun, în teren, întâlnire cu activul de partid la organizația PSD Călăraș. Și domnul președinte Ciolacu a promis că pe data de 28 va fi din nou la Călăraș. 28 septembrie, adică două zi după aici. Domnul, în februarie ați simțit că oamenii ăștia erau pro-liberani? Da, eu sunt mai bătrân, feeling nu mă lasă. Am o experiență de viață îndelugată și am simțit lucrurile ăștia. Trebuie să recunosc că am simțit lucrurile ăștia, dar e bine că ele s-au întâmplat cu ghilimele de rigoare, de rigoare mult natural, să spun așa. Mulțumesc și aveți o zi frumos. Domnul președinte, ați făcut județul nou și l-a dat în această pre-campanie și la începutul campaniei electorale. Cum vedeți pe Călărășeni în viața lor, în județ, sub administrația liberală? Și ce fel s-ar schimba dacă PSD a câștigat alegerile în județul Călărășeni? Imaginați-vă că pre-campania, luna de pre-campanie pe care noi am demarat-o la Călăraș, vreau să vă spun decât un singur lucru. Am rămas extraordinar de încântat ce se întâmplă la Călăraș, atât timp cât administrația liberală a blocat tot ce a însemnat dorința de echipă și spiritul de echipă a Partidului Social Democrat. Am găsit organizații care nu au putut să se remarce sau să poată să-și organizeze filiala sau, să spunem, organizația din localitatea respectivă, împreună cu mine, cu cei care sunt parlamentari în funcție, șefii de colegii și cu responsabilii de localități, am reușit să revitalizăm și să punem acea organizație și astăzi să putem să emitem și pretenții, să putem să câștigăm administrația comunelor respective. Am făcut toate localitățile județului Călăraș și vă spun un singur lucru. Am răscolit, în termeni popular, tot județul și luăm toate voturile Partidului Social Democrat în coșul Partidului Social Democrat, pentru Partidul Social Democrat și câștigăm administrația județului și câștigăm și cât mai multe administrații locale, în afară de cele care astăzi avem primari în funcție. Domnul președinte, vă simțiți vinovat de plecarea doamnei senator? Nu. Aveți noaptea coșmarului? Nu, ei trebuia să fie mândri că am venit un președinte de Consiliul Județean în rândurile lor și ei trebuia să înțeleagă, în momentul când am venit lângă ei, ei trebuiau să își facă un calcul simplu. Împreună vom câștiga tot ce era de câștigat la Călăraș, Consiliul Județean, Primăria Municipiului Călăraș și cât mai multe administrații din județul Călăraș. Ce au făcut ei? Când aveau tot ce se poate spune câștiguri politice la Călăraș, ei au părăsit partidul. De ce l-au părăsit? Explicațiile veți găsi la domeniile lor. Cum se vor împăca acum cercetăreții de odinioară în aceeași barcă în momentul ăsta? Cu permisiunea conducerii naționale, aș spune decât câteva cuvinte într-o trecere de listă. Dacă Ciprian Pandea, care a fost președintele partidului, Chiriț, care au răspuns de colegiul 2 amândoi, n-au putut să câștige un colegiu, au pierdut colegiul cu 8.000 de voturi, da? Sunt 11 localități și au pierdut colegiul. Acum se ocupă de campanie electorală a Partidului Național Liberal. Cum să câștige în județul când ei n-au putut să câștige un colegiu? Acum eu spun atât, n-au voturi în spate. Nici Ciprian, nici Chiriță, nici doamna senator, singurul care are pierdere, avem pierdere, e primarul Iacomi, care are o diferență de 300 de voturi. Uitați-vă raportul din 2017, diferența între candidatul nostru și Iulian Iacomi. Singura pierdere care o spunem de voturi e decât președintele organizației Iulian Iacomi. Restul nu sunt pierderi, sunt câștiguri, pentru că n-au existat aceste dorințe, dar prin partea echipei viitoare a Partidului Social Democrat.
O întrebare mai puțin politică. Cu clubul de fotbal Dunărea, aveți vreo proiecție pentru perioada următoare? Avem proiecție. Câștigăm Consiliul Județean și ducem clubul în divizia. Asta e singura proiecție. Ducem clubul în divizia națională, pentru că așa am fost. Doar nici de performanță la Caral și vom face această performanță. Dăm la o parte administrația liberală, care e o administrație a nepotismelor, a caracatiților Drăgulin, Ivanciu și tot ce înseamnă și caracatița Vandu, că vrea să-și pune nevasta în funcție de inspector general la învățământ. Și toți să nu mai merg în revete și pentru copii. Și mai etapă într-un călăraș cu blanca cu asta cu statul. Și aici trebuie să... Și aici trebuie să fac ultima... remarcă, la final, trebuie să-i mulțumim domnului secretar general Paul Stănescu că a avut încredere să preia acest interimat, să trecem peste multe obstacole. Obstacole pe care dumneavoastră, prin cuvântul domnului președinte Marcel Ciolacu, le-ați am înțeles. Mulțumim mult că ați avut încredere să puteți să fiți acolo acea stea luminoasă și puternică care ne-a scălăuzit să avem acest câștig astăzi de la Caraș. Și să reierte că i-am bătut în prima etapă. Da. Mulțumim mult! Domnule președinte, aveți multe proiecte în derulare. Cum veți primi ajutor de la conducerea centrală a Partidului Social Democrat pentru aceste proiecte? Care trebuie? Dacă prima vizită, după câștigarea alegerilor de președinte și moțiunea președintelui Ciolacu a fost votată peste 80%, peste 90%, și prima vizită la Călăraș, înțelegeți că sprijinul Călărașului va fi imens pe viitor. Vom câștiga toți cetățenii Călărașului și vom câștiga Călărășinul.